Campania de vaccinare antigripală va începe la timp, pe 15 octombrie. Dozele de vaccin au fost achiziționate și se distribuie în teritoriu, a declarat joi 8 octombrie la Târgoviște ministrul sănătății Nicolae Bănicioiu. Ca și anul trecut, 15 octombrie, începe la timp și sunt achiziționate dozele. Sute de mii de doze au și ajuns și se distribuie, a afirmat ministrul Nicolae Bănicioiu. Dozele de vaccin vor fi administrate gratuit persoanelor la risc, adică bătrânilor, bolnavilor cronici, copiilor și bătrânilor instituționali, femeilor însărcinate și personalului medical. Ministrul Sănătății Nicolae Bănicioiu a participat joi la Spitalul Județean Târgoviște, la inaugurarea proiectului european Dezvoltarea serviciilor publice electronice la unități sanitare în județul Dâmbovița.